reporter la Radio România Internațională. Problema religiei în viața publică a reapărut în Europa chiar și în societăți considerate laice prin tradiție, în principal pe fondul intensificării multiculturalismului. În context, predarea religiei a devenit un subiect de dezbatere prin locul pe care școala ca instituție îl ocupă în viața publică. Relația dintre biserică și școală este legată de relația dintre stat și religie, iar în Europa, separarea bisericii de stat face parte din identitatea națiunilor europene. Extinse către estul și centrul Europei, Uniunea Europeană include acum țări în care religia a fost supusă unor restricții dure în timpul comunismului, iar întoarcerea la democrație a creat situații diferite. În România, după 1945, Partidul Comunist a dus o campanie de secularizare, încercând să transforme țara într-un stat ateu și a scos religia din educația școlară. După 1989, deși învățământul a fost un domeniu în care biserica a înregistrat un succes în primele etape ale tranziției postcomuniste, educația religioasă a rămas opțional. Pe de altă parte, pandemia de coronavirus a creat o situație nouă pentru familii în care există cazuri grave de îmbolnăviri. Nerezolvarea pe cale medicală a unora dintre acestea poate duce la căutarea de soluții neașteptate, inclusiv refugiul în religie. Asta în condițiile în care, din motive de protecție, în România bisericile au fost închise temporar publicului. Odată cu bisericile, au fost închise și școlile, implicit învățământul religios. Am stat de vorbă cu preotul profesor Răzvan Constantin Gânscă pentru a ști cum se desfășoară în aceste condiții speciale orele de religie la ciclul gimnazial. Ora de religie în contextul actual al pandemiei de coronavirus este cuvântul lui Dumnezeu transmis în mod nevăzut, online, așa încât acesta să ajungă la inima copilului precum odinioară când Hristos a intrat în mod nevăzut prin ușile încuiate la ucenicii săi. Având în vedere că sunt și preot și mereu îi pomenesc pe elevi la Sfânta Liturghie, le explic cântarea Hristos a înviat, chiar dacă ne aflăm în fața calculatorului sau a telefonului inteligent, înțelegând că acestea sunt doar simple mijloace de comunicare. Biserica Ortodoxă Română are peste 30 de seminarii și 12 facultăți de teologie. La ciclul gimnazial, orele de religie se țin în cadrul programei școlare și sunt, așa cum menționam, opționale. Ce face preotul profesor Răzvan Constantin Gânscă în intervalul dintre două sunete de clopoțel? Spre deosebire de alte obiecte de studiu, la ora de religie, elevii învață, în primul rând, să se respecte pe ei și pe cei din jurul lor. Copiii așteaptă de la profesorul lor de religie nu doar prezentarea credinței creștine și a moralii, ci și dragostea, mângâierea și sprijinul părintesc. Dacă ne gândim la cei mai mici dintre elevi, clasele 0 și clasa 1, ne bucurăm de să constatăm că aceștia sunt atrași de viața Mântuitorului Hristos, prezentată în imagini în diferite momente din viața sa pământească, în planșe de colorat, caiete speciale, fișe. Mi-aduc aminte cu bucurie de orele de religie desfășurate în biserică. Chiar înainte de izbucnirea crizei actuale, am participat cu elevii la biserica din parohie pentru a aplica ceea ce am învățat în cadrul orei. Elevii au urmărit cum se desfășoară proscomidia. Ne-am rugat împreună, am cântat, copiii au adresat întrebări preotului paroh. Am observat de multe ori că elevii care participă la sfintele slujbe ale bisericii sunt mai receptivi la orele de religie. România are mai mult de 86% din populație de religie creștin-ortodoxă. Alți 6% aparțin bisericii catolice și 3% sunt membri ai bisericilor protestante. Mulți români plecați la muncă în străinătate contribuie la construirea unor lăcașe de cult în noile lor destinații temporare. Pentru unii dintre ei, lucrurile sunt complicate, deoarece familia, inclusiv copiii, continuă să trăiască separat în România. Preotul profesor Constantin Gânscă ne spune că biserica are în cazul acestora o responsabilitate sporită. În școlile din mediul rural există copii cu probleme adânci personale. Se simt abandonați din cauza plecării părinților în străinătate, provin de multe ori din familii dezorganizate, alte ori se simt marginalizați de părinții preocupați de a-și întări și consolida cariera, uitând de echilibrul
echilibrul emoțional al copilului lor. Aici este foarte important rolul școlii și mai cu seamă cel al profesorului de religie, care de multe ori devine părinte, sfătuitor și un adevărat prieten. Unanim, comentatorii fenomenului coronavirus apreciază că încercarea la care umanitatea este supusă în aceste zile va duce la o schimbare majoră în plan spiritual. Neîndoielnic, educația religioasă va continua să facă parte din dezbaterile privind continuitatea relației dintre știință și religie, dintre om și natură, încercând să descifreze misterul creației.